Reprezentanții municipalității dau din numeri și spun că așteaptă ca depozitul regional de deșeuri de la Sâmb Paul să fie pus în funcțiune. Însă asta depinde de cât de repede va fi finalizată licitația pentru alegerea operatorului, procedură înaintată de Consiliul Județean Mureș. Sper ca cei de la Salubriserv să reușească să se țină de cuvânt și până luna decembrie, așa cum s-a făcut, să se transporte întreg gunoiul la Sighișoara. Dacă tot vorbim de gunoi, eu aș face o mică paranteză aici, pentru că n-am văzut pe nimeni interesat să pună, și chiar v-aș ruga, să puneți întrebări de genul: ce se întâmplă când Sighișoara închide groapa de gunoi? Sper ca groapa de gunoi de la Vălureni să fie pornită, pentru că nu-i tot una să duci gunoiul de aici până la Sighișoara sau la Odorhei cu o anumită sumă de bani, sau să-l duci la Vălureni la 3 km, la 5 km. În privința Zomureș, Comisia Locală de Apărare în caz de dezastre s-a întrunit joi la solicitarea primarului municipiului Târgu Mureș pentru a discuta despre situația reală înregistrată la combinatul chimic. Ce s-a stabilit la această comisie urmează să fie făcut public zilele următoare. Comisia poate cere până la urmă suspendarea vizului de mediu. Rămâne de văzut cu ce argumente vin cei de la combinat. Deci noi până la urmă nu dorim nici să fim sperietoare, nici să fim gardă de mediu sau alte organe de control. Noi ne dorim ca prin explicațiile pe care le dau cei de la combinat, acele lucruri să rămână în picioare, să fie în regulă. Reamintim că primarul municipiului a convocat această comisie locală. Discuția despre poluarea combinatului va avea loc și în Comisia Județeană de Apărare în caz de dezastre. În urma studierii documentelor cu privire la poluarea combinatului, edilul vrea ca raportul să fie înaintat Cancelariei Primului Ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului Român de Informații, Comisiei Europene, Ambasada Elveției și instituțiilor de mediu. Reamintim că săptămâna trecută la Târgu Mureș a avut loc un meeting de protest față de poluarea combinatului Azomureș.